găsit, prieteni! Începe play-off-ul în care trei echipe, FCSB, CFR și Craiova, se bat pentru titlu. Reușită a fost chiar prima întâlnire în campionat, în anul promovării lui Șepși. Meciul s-a jucat la Brașov și Craiova a câștigat cu 3-2. Printre marcatorii oltenilor s-a numărat și actualul capitan Nicușor Bancu. Un fault asupra lui Bayram. Iată-l pe Leo Grozav. Oh, a călcat rău de tot în acel duel cu Brian Nuvier. Bayram, un tânăr foarte promițător. Craiova va avea din campionatul viitor un mare avantaj. Este chemată salvarea. Va merge direct la spital Bayram. Play-off-ul începe cu această accidentare îngrozitoare a unui fotbalist de mare perspectivă. Vine lângă el Cicăldău, vine și Bancu, încearcă să-l încurajeze jucătorii olteni, vin acolo și fotbaliștii de la Șepși. Este un moment pe care nimeni nu vrea să-l trăiască. Acum se pune cumva problema dacă totuși Mladinovici nu trebuia să ia măsuri disciplinare împotriva lui Nuvie. Este o discuție. Există această posibilitate. Săracul Bayram suferă enorm. Centrare, balonul ajunge în fața porții. Fofana, ce ocazie! Și aparține celor de la Șepși. N-a atins nimeni mingea și Piliaceli, ușor surprins, complicat. O șansă! Mingea este trimisă peste bară de Pap. Nu este centrare, nu este o idee rea și, dacă nu cumva, este offside. Golul este valabil, nu poziție de offside în care s-a aflat Mateiu, așa a apărut, iar tușierul confirmă. Excelentă ideea pe care a avut-o Nistor. În locul unui șut direct, Nistor pasează și este offside mare, într-adevăr, la Mateiu. Foarte bună pentru Cicăldău. Cicăldău trimite în lateral la Câmpanu. Câmpanu! Câmpanu este primul șut pe spațiul porții. Trimisă spre Mamut, a cărui preluare inițial este slabă, îl păcălește însă apoi pe Mitrea. Mamut, centrare în fața porții! Ocazie importantă pentru Craiova și faza nu s-a terminat, vine încă o centrare. Balonul este respins pentru Vătăjelu. Bancu. Bancu cu dreptul în blocajul lui Ninai. Ia să vedem reluare. Nu, pur și simplu cade peste el Ștefănescu. Într-adevăr, este poate fi o situație neplăcută. Iată, acesta este momentul în care îi cade pe genunchi Ștefănescu. Să sperăm că abia din acest unghi mi-am dat seama că poate fi ceva serios. Scoate pentru Așakbar, pasă excelentă la Bairovici. Bairovici, Dimitrov, centrare șutată la care intervine foarte bine Piliaceli. Trebuiască un pic centralul pe Dimitrov. Corner la care Nițu îi greșește, la un pas de autogol este Laurent Kovács. Se pregătea Mateiu să trimită în poartă, eroare majoră a lui Nițu, eroare de marcaj uriașă. Era Pap acolo, nu Mateiu, Mateiu era undeva mai în spate. Laurent Kovács își salvează echipa, rămâne însă pericol, este iarăși corner. Centrare și Craiova ratează șansa de a câștiga meciul. Ce probleme are Șepși la aceste cornere. Luptat de capa lui Pap, se duce alături. Foarte probabil meciul se va termina 0-0.